Bună dimineața, începe episodul nou de vlog. Suntem în parcarea... Ce vreau să fac episodul vlog? Suntem în... o benzinărie lângă aeroport, mergem în Londra. De ce era să zic Roma? Nu știu. Mergem în Londra! Hai la drum, la drum, la drum! Da, deci în seara asta cântăm în Club Silver. O să vedeți pe filmare. Am ajuns frumos cu cât timp înainte? Cu o oră jumate. E bine. Totul e în regulă, check-in-ul e făcut. Bani avem, buletine avem, restul nu mai contează. Ne-am pus aici la o masă. Și eu le ziceam colegilor că îmi place să călătoresc mult. Să-ți place să călătorești? Yes. Filmezi bine bara aia? Da, uite, v-am cenzurat. La cât se închide poarta? La 11, mai avem. Mai avem. E 41. Noi la drum am plecat, ne-am așezat. Băieții stau frumos. Hai, ne vedem acolo, că ne vom teleporta în 3, 2, 1. Direct în aeroport. Ce râdiți, dacă? Mai poți? M-am dorit și căpuță. Uite, un cuplu. Al doilea cuplu. Este mai special. Da. Mergi să luăm bagajele, m-am întâlnit cu un băiat și ziceam, șerif, de unde luăm bagajele? Dar era, am uitat că suntem în Anglia, în Regatul Unit. Stânga. Stânga. ID cards. Ți-ai dat volanul acasă? Da, nu mai. Ce faci? Nu sens opus. Ce, bă? Îți pare dubios? Da, nu. Conduc cu minte. Mă, parcă-i stricat mașina. Nu, zici că e hibrida asta de mașină fără volante, știi? Da. Și el e cu privirea, cumva, ceva. El te ia după mișcările ei? Nu pot. Uite, cum duce Cristina din spate, am dat ei. Mă, abia de la școală, de mă, bine, ia. Am dat în viteză. Am ajuns pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii. Sunt uniți între ei oamenii. Mergem la hotel și facem o oră. Discreție totală. Facem o oră? De aici până la Buzău. Rămâi ca și cum duci la Buzău. Am ajuns frumoși în mall, pentru că mall-ul este lângă noi, lângă cazare, mergem să mâncăm. Să mănânce fiecare ce vrea. Este ceva... Cum se cheamă, cum a zis, Westfield Miel la Tavă se cheamă mall-ul ăsta, ci că e cel mai mare, cel mai mare din Londra. Abia aștept să mănânc. Români. Ne-am întâlnit cu români. E plin. Ia stați să vă arăt un pic. Cam cât e de mare. Ia uite. E o chestie rotundă, așa, nu? Da. Uuu, dar ce sus suntem. Da. Vă mai arăt când mai văd eu ceva nebunesc. Mâncăm și după asta mergem la probele de sunet. Nu știu dacă o să mergem toți, nu știu dacă eu o să merg, poate o să duc doar băieți. Te duci tu la probele de sunet? Da, bineînțeles. Asta îmi place. Tortilla. Mari coaste ce ne-am luat. Nu mi-e să cred câți români sunt aici, asta problema. Nu mi-e să cred câți români sunt aici. Și câte români ce sunt aici. Da, sunt. Erau lângă noi și vorbeau, speak. Am rășinat. Dacă ei tot au plecat, prefer să țin eu. Am urât ce mă mărăștece. Episodul lui de vlog. L-am mai făcut eu odată, nu ar fi prima oară când îl fur. Să vină mâncarea, zic. Hai. Mai mult talent. Toți patru eu aștept aici, nu era mea. Dumnezeu. De ce eu zic aici, cred că e burger tău, cu cartofii ăștia, mulți. Cine a făcut burger? Eu. Eu am un burger. Burgerul meu. Și cu cartofii ăștia, cred că tot asta îi sunt, dar poți să ții și din ăștia, dacă vrei. Da. Facem din aia. Asta ai mei? Da, ești din aia dulci. Îmi plac mai mult ăștia normal, o să o mănânc dacă nu problemă, ce vrea pe ăștia, vrea eu pe. Spic. Hai noroc. Hai noroc. Să aveți poftă. Să aveți poftă. Să aveți poftă. Mulțumim, la fel, nu vezi că mai vorbește nimeni. Nu mai suntem prieteni. Am ieșit în oraș. Ați ieșit în oraș?
Mai jos, mă vin și mai mult. Mergem prin centru să vizităm Londra frumoasă. De fiecare dată când merg într-o țară străină, îmi place să mănânc lucrurile lor. Să le mănânc lucrurile, mâncări tradiționale. Să merg cu taxiurile lor, să merg cu tramvaile, metroaile. Mergi cu metroiul? Your bloody faces. Ia uite, dar nu cum e wa-a, e wa-ra. Ei, nu, e wa-a. Wa-a? Wa-a. Hai, de tare, wa-a. I need a glove of wa-a. E prima oară când mergi cu metrou? Da. Am mai mers o singură dată când eram mică, am mers cu clasa. Eu am fost de 3 ori. 1-4, când eram. Te-au adus cu clasa în București, da, ca să vezi tu metrou. Te văd cu și la mine la Bacău, nu erau. Nu mă dupe, noi ne-am zis altceva. Haideți să vă arăt metroul. Da. Deodată 5 stații. 5, la 6 coborâm. Dar scrie acolo sus oricum. Da, cu breți mă simt acolo. Da. Toate națiile de oameni, toți breți. Ce-mi place. Îți place? Place. Să miră tovarășii că am dat 20 de lire pe 4 tichete un drum. E ieftin, mă. 25 de lei, un drum cu metroiul. Unde e șoaricul? Uite în spate, uite. Trebuie să stăm unul lângă altul, că aici e gros. Ia uite. Hai să vizităm, uitați-vă acolo. Hai să mergem. Fericirea lui șoaric. Prima pereche de ochelare am cumpărat-o. Sper să fie și ultima, pentru că nu am intenționat să fac cumpărături. Nu, na. Mi-a făcut mie lentila asta, că e în fade, așa. Așteptăm șoaricul să se schimbă. Și-o cumpăram ultima? Zi. Am găsit Jordan-urile, why not? Și nu-mi vin, bă. Stil șosetă și nu-mi intră piciorul ăsta de... Eti, am piciorul prea înalt, sunt supărat tare pentru că știu că nu o să mai găsesc. Și chiar dacă-ți găsesc cum s-a întâmplat acum, n-am cum să-mi iau. Vorbeam cu băieții că sunt toate națiile posibile și imposibile. Indieni, stalieni, români, câți români. Peste tot, numai români. Dar e frumos. Eu data trecută când am fost, n-am vizitat atâta. No. Acum gust din savoarea Londrei. Baf 500 de euro de la Cola Hyundai Samsung. Baf de la Stella McCartney. Hop încă 500 de euro de la Hunter. Plouă. Gata, deja am obosit, nu mai pot. Cât am mers. Băi, frumos aici. Frumos. Îmi place. Pot să zic că e foarte diferit de America, povestesc de America, fac tot timpul paralel asta, pentru că în ultimii 5 ani am fost doar în state. Și, adică cel mai mult am fost în America în ultimii ani, nu în Europa. Europa încă are latura asta artistică foarte dezvoltată și se ține cont mult. Și e drăguț, e mai boemă treaba. Și artă urbană avem. Desenau băieții pe jos, skating, cantando, bailando. Uite un leu. Uite alt leu. Aoleu. Am vrut să trecem și la Big Ben, dar este în construcții. Deci de acolo de unde îți dă ora exactă, oamenii construiesc. Bă, dar așa n-au autobuze normale? Deci alea normale? Sau n-au? Numai cu... Cum avem noi motoretii cu ataș, ăștia au autobuzi cu etaj. Ce faci? Sună la
Doamna Regina! Doamna Regina! Wait, mi-a zis wait. Doamna Regina. Nu mai pot, dar hai. Dar de ce vorbești înfundat? Ha, nu mai pot, te rog, mă dă picioarele. Ți-a răspuns, vorbește. Mi-a răspuns Regina. Îți deschide acum. Gata, doamna, acum vin. În spate avem Buckingham Palace-ul. Nu mai pot. Ajung acolo, mă întind pe scările reginei și zic: doamna Regina, vă rog eu, dați-mi și mie o gură de apă. Și chemați niște băieți de ăștia să ne ducă și prin noi cu mașina până la probii, că e groasă. Trebuie să cântăm și nu mai putem să pășim. Poarta de Goldel. Tot merge ceva cu aurul, mă. Doamna Regina, mă pun pe scara dumneata și strig până ieși să-mi dai și mie o gură de apă. Puțin mar și nu strică. Bă, ce mi-e milă de oamenii ăștia. Deci uite-l pe băiatul ăsta cum stă, cel mai supărat și cel mai cu fața dreaptă. Și ei merg așa, odată la ceva timp, nu? Gata. Am fost și la Palatul Doamnei Elizabeta. Acasă nu era. Nu mi-a dat nici o gură de apă. Mergem la probi. Căutăm metroiul. Stau oamenii, frate, la iarbă verde. Sănătos. Curat. 9 lire un scaun de ăsta. Stai toată ziua. Liniștit. Bună dimineața. M-am trezit, mergem la concert. Îți chea un. Bine că îi teleportăm în club. Ai față de serioasă, Adrian. Păi ea e o femeie, serioasă. Noi ne-am distrat. Concertul, cum v-am zis, s-a terminat. Soarele s-a distrat ca în tinerețe. O băușoare cu două șaturi. Două șaturi a băut și uite cum faci. Seara a luat sfârșit. Am ajuns în sfârșit la hotel. Șoarecu în spate, numai gura ei o aud. Aoleu. Și ne auzim mâine dimineață. Și că cu... numai gura mea auzi. Tăști în gură, tăști în gură. Ne auzim mâine dimineață cu drag și spor. Ne-am trezit frumos și mergem la hotel. La aeroport. Am fost la hotel. Ai fost, nu? Da. Hai să închidem aici. Pa, vă pup. Pa.